Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bine ați venit, dragii mei! Bine v-am găsit! Cu cine am plăcerea? Cu Gheorghiu Havi, elev în clasa 8-a. Bună, și Havi. Îmi place să gătesc. De cine ești însoțit astăzi? De mama și de tata. Părinților le-a fost frică că umblu cu cuțitele, că nu e de mine, că se muncește mult în bucătărie, dar când eu am cuțitul în mână și când și cu tigaia lângă mine și cu uleiul, îmi dai ceva de mâncare, îi dau gust și sunt în rai. Deci eu, pentru mine, asta înseamnă bucătăria. Am venit la șef la cuțite pentru că viitorul meu asta vreau să fie. Vreau să fie un viitor în bucătărie. Vreau să văd dacă șefii îmi apreciază mâncarea. Atunci când gătesc, eu gătesc cu pasiune. Pentru mine bucătăria este un paradis. Adică pentru mine bucătăria este cum este pentru alți copii a se juca pe calculator. De când a apărut această emisiune, vreau să zic că chiar m-a inspirat și pe mine și cred că și pe ceilalți. Preparatul ăsta l-am ales pentru că am vrut să fie o provocare. Pentru mine preparatul ăsta reprezintă oarecum lansarea mea în carieră. Eu, când o să cresc mare, vreau să fiu un mare bucătar, stele Michelin. Părinții mei, când au gustat de mâncare și nu mai, dar și apropiații, au zis că, bă, e bun, dar acum nu știu dacă mi-au zis că sunt fiul lor sau chiar au zis pe bune. Voi să văd dacă este maronie pe afară, carnea, pentru că vreau să-mi ies perfect. Pregătesc piureu de mazăre. Chiar vreau să primesc două sau minim două cuțite ca să trec în etapa următoare, să văd ce poate sufletul meu să îndure. Hai să vedem, dragii mei, primul concurent din sezonul 12. Cuțit de aur și am rezolvat problema. Uite-l. Uite-l cum vine. Gata. Uite-l cum vine. Uite-l cum pleacă. Uite-l cum vine. Am rezolvat problema să nu mai îmi bag capul până la sfârșit. Se pun pariurile pe cuțitul de aur. Ești nebun, primul intrat, primul servit. Păi da, dacă e ce trebuie. Da. Nu s-a descurcat la gătire. Orice ar fi, eu pentru masă. Deja am emoții, băi. Hai că... Mă, de ce nu pot să mă uit? Deci, avem cartofi cu mazăre. Și cu o specie de cimiciuri, dar nu. Nu înțeleg de unde vine. Care? Farfuria. Uite că am mai gustat toată. E bine. Cartofi are ceva de... Are rozmarin mult. Nu, ca gust. Deci găsi cartofi din ea la tablă. Bă, dar de ce a pus usturoi aici, ca la nebun? Și atent că a gustat și Scărlătescu, iar încă o dată. S-a făcut rău de la minutul de ghid. Mie, dacă nu mi-ar fi plăcut ceva, nu mai gustam. Ia uite, bă, că e crud ăsta. Nu e chiar crud. E al dente. Chiar crud nu e, da. Al dente. Nu cred că își vor da seama că totuși în spatele farfuriei este un copil. Parcă și au, da, asta e o doamnă de la o cantină sau ceva. E bucătar. E bucătar, clar. Dar e un bucătar tânăr. Simt așa ceva în stomac, parcă mă sunt eu acolo. Multe emoții, nu? Da. Votăm? Hai să votăm. Ia. Wow. Băi. Bună seara, șef. Salut. Eu sunt Gheorghiu Havi, elev în clasa 8-a și ce tare. 14 ani, clasa 8-a. Am crezut că e bucătar în spatele ușilor. Vă poți strânge mâna? Da, te rugăm. Salut, Cătălin. Havi. Pentru că îmi place. Florin, îmi pare bine. Havi, dar mă dai mă numele ăsta, așa că e de... Spaniol. Păi și ești de origine spaniol sau? Nu, eu m-am născut în România. Și tu de cât timp gătești? Eu gătesc de pe la vârsta de vreo 11 ani, 10 ani. Totul a început uitându-mă la Gordon Ramsay, Jimmy Oliver și m-a fascinat lumea asta a gastronomiei. Și am a intrat direct sus cu ăia greu. Da, da, da.
în loc să-mi fac temele, eu stăteam și mă uitam. Mama era plecată de acasă și eu mințeam că făceam temele, dar de fapt mă uitam la emisiunile lor. Pe mine m-a fascinat această lume. Și tu te ocupi de omletele de dimineață în weekend și... Da, mereu! Nu că... Da, mereu! Mai mergi pe la prieteni, mă mai cheamă să le gătesc. Băi, ce se întâmplă cu copiii? Cum să mai joacă nimeni cu mașinuțe? Ce aveam? Orice? Băi, gătesc copii și asta e foarte mișto. Și să nu-mi spui că atunci când vei fi mare te vei face... Șef bucătar, vă dați seama. După ce termin liceul, vreau să mă duc la Institut Culinăresco Afier. E o școală din Buftea de bucătari. Măi, tati! Emoționat! Da, da. Știi exact ce vrei să faci, unde vrei să ajungi. Da, știu exact, exact. Te întreb sincer, ai vrea să fie cuțit aici sau să nu fie cuțit? Eu aș vrea, vă dați seama. Pentru că mă văd, adică mă văd un viitor idol, ca fiind un idol al unor copii. De exemplu, cum... Foarte tare. Da. Mama, cât de departe s-a dus. Deci el acum a crescut, acolo s-a proiectat și pe urmă să fie și mai bășă și o să ajungă ca noi. Păi și... Da, să știi că nu ți ajunge doar o școală în România. Știu. Cum ai ales farfurii asta? Vita am luat-o de pe Netflix, piureul de mazăre de la Roxana Blanghi. Dar le-am asamblat eu, practic farfuria asta e creată, dacă pot spune așa, de mine. Nu m-am, n-am copiat pe nimeni. Ce fel de cartofi este o problemă cu cartofii, deoarece nu mi-am ce luat problema? Prea. Ce problemă? E o problemă că trebuie gătit mai mult și chestia că... Așa ei par gătiți? Știu că ei par gătiți, dar în interior dacă i-am gustat și eu... Dacă pierdeai de tot? Da, știu. Piureul de mazăre meșul 2 să fie mai păstos, adică cred că trebuie să folosesc blenderul, nu mixerul vertical, blenderul efectiv. N-ai vrut efectiv să faci mazăre strobită? Nu, am vrut să fac piure de mazăre cu wasabi, nu se simte deloc wasabi. Nu se simte, nu știu, am gustat și eu mai prea puțină sare, iar Vita mi-a ieșit cum îmi doream eu, medium rare spre blue. Deci, practic, tu ți-ai jurizat singur toată farfuria. Să zicem că da. Ai mai multe rele și mai puține bune. E ceea ce ai spus tu, nu ce am spus eu. Da, e adevărat. Tu ai gustat din farfurie? Am gustat din fiecare element. Deci părțile bune ale farfuriei sunt că vitamin și cum am vrut eu. Dragul meu, dacă te-ai uitat la Blanche și e ieșit piureul de mazăre, fii atent. Trebuia doar să fii foarte atent la ea. Am fost atent. Copiezi și ieșea perfect. La fii, deci am făcut la fel. Acasă ți-a ieșit? Nu, deci eu vreau să vă recunosc. De ce să umblă cu fofârlica? Deci n-am... N-am exersat acest preparat acasă, este pentru prima dată. Javi, da? Să nu mai umblă cu fofărlica, zic. Nu mai umblă. Javi, da? Să nu mai umblă cu fofărlica, zic. Nu mai umblă. Nu pot să cred. Ai o farfurie cât se poate de cinstită. N-am crezut că poate să fie un puș de clasa 8 acolo. Felicitări, dragule. Mulțumesc. Farfuria ta, să știi că nu este perfectă. Știu, sunt conștient de asta. Dar... farfuria ta există foarte mult potențial de gust. Înainte de toate. Mulțumesc. Tehnic, într-adevăr, mai ai mult de repetat, mult de învățat. Da. Nu este o rușine să copiezi la vârsta ta, nu este o rușine să reproduci farfuriile altora, dimpotrivă. Dimpotrivă. Păi eu n-am vrut să-ți dau cuțit în prima față, dar îmi pare bine că ți-ai cuțit pentru că ai o vârstă care promite mult. Dacă farfuria asta e făcută de tine, eu te aplaud pentru că, nu știu, la vârsta ta mi se pare deja wow să faci așa. Mi-a venit să plâng. Nu mi-a venit să cred. Trei șefi, trei cuțite? Wow! Felicitări, dragul! Mulțumesc! Țin-o pe face! O seară frumoasă, mulțumesc! Ce mi s-a părut interesant la farfuria lui Javi, vine cu un touch din ăsta de casual fine dining care se găsește acum prin restaurante, prin toată lumea. Anume, combinațiile astea, știi, cimiciuri, carne, piure și încă ceva. Adică are gust și are potențial. Foarte bine. Dar să știi toate greșelile, să spui ce ar fi trebuit să fi făcut, e foarte, e foarte bine. Foarte bine. Asta m-a impresionat, pare.
Sunt foarte pregătit. Nimic nu-mi stă în cale. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.